Bugeman nu înfruntă haita. Unul dintre cei mai importanți jucători ai Petrolului a fost scos din lot de Cosmin Contra. Antrenorul susține că francezul nu merita să facă parte din echipă pentru unul dintre derbiurile etapei. Gurița este nemulțumit de randamentul mijlocașului, iar în locul său a fost chemat Vleduț Morar. Contra spune că și alți fotbaliști vor sta pe bancă sau în tribună dacă nu se implică total. La conferința de presă care precede partida cu Dinamo a fost prezent și fundașul Geraldo. Portughezul spune că Petrolul este favorită și chiar dacă îl va înfrunta pe Dănciulescu, un atacant cu 500 de jocuri în prima ligă, Jerry nu se teme și va da totul ca Lupii să câștige un meci foarte important pentru calificarea în Europa. Față de alte partide, Contra i-a băgat în cantonament pe galben-albaștri cu două zile înainte. Fiind o înfruntare cu casa închisă, organizatorii anunță suporterii că porțile stadionului vor fi deschise cu 2 ore și jumătate înaintea fluierului de începere.